15 iunie 2010 va rămâne cu siguranță una dintre cele mai triste zile pentru iubitorii fotbalului târgoviștean și pentru cei care l-au cunoscut pe Dumitru Gheorghe Neatică, cum îi spuneau apropiații. Suntem în fața stadionului Petrolul din Târgoviște, locul în care Tică Gheorghe și-a petrecut foarte multe sezoane în ultimii ani. Tică Gheorghe, un om care a șlefuit foarte multe talente aici la Petrolul Târgoviște, stadionul de lângă podul Mihai Bravu, cum știe toată lumea această bază. Nu sunt antrenamente, au intrat în vacanță copiii de la Petrolul Târgoviște, care evoluează în acest moment în Liga a 4-a. Au fost și vremuri frumoase pentru Petrolul, cu Nea Tică pe banca tehnică, o clasare foarte bună în urmă cu câțiva ani în Divizia C, atunci când nivelul competițional era unul mult îmbunătățit față de ceea ce vedem acum. Tică Gheorghe a reușit și o promovare cu Petrolul Târgoviște în Liga a 3-a, practic ultima promovare a acestei echipe, care altădată făcea o figură frumoasă pe principalele eșaloane fotbalistice ale țării noastre. Este pustiu acum la Petrolul, a fost un sezon destul de bun pentru acești tineri puști, însă nu s-a finalizat așa cum și-ar fi dorit cei de aici cu o promovare în Liga a 3-a. Tică Gheorghe nu mai este ultimele momente, ultimele luni din viață și l-a petrecut pe banca tehnică a formației CSM Târgoviște, nu a putut să stea departe de fenomen. Tică Gheorghe, director tehnic la CSM Târgoviște, pe un final de campionat destul de bun pentru echipa nou promovată, cu foarte multe goluri, foarte multe puncte aduse în aceste meciuri, chiar dacă echipa a obținut la final o clasare sub linia care delimitează locurile retrogradabile. Este adevărat, a fost un județ, a avut un suspans foarte mare pentru că am fost conduși chiar fiind în inferioritate numerică, dar până la urmă echipa s-a, și prin eliminarea unui adversar, echipa s-a descătușat și a creat niște faze destul de spectaculoase în care s-au marcat cele 5 goluri. Acesta a fost ultimul interviu acordat televiziunii Târgoviște de Tică Gheorghe, imediat după frumoasa victorie a CSM-ului 6-2 cu Compres București, în urmă cu o săptămână și jumătate. Fosta legenda CS-ului ocupa funcția de director tehnic al celei mai noi echipe târgoviștene. Trecerea în neființa lui Nea Tică i-a tulburat deopotrivă pe actual sau foști fotbaliști, colaboratori sau iubitori ai fenomenului. Am aflat și eu cu stupoare că astăzi s-a stins din viață Tică Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească. Într-adevăr, un mare fotbalist al Târgoviștei, emblemă de mare fotbalist, poate să spunem că a venit așa ulterior activității efective de fotbalist în Târgoviște, el venind cu o serie de jucători de la Steaua București, atunci când Târgoviștea avea o echipă de divizia A și conta, chiar conta în clasamentul diviziei naționale A. Un om deosebit, în primul rând un jucător deosebit, nu știu dacă l-ați cunoscut, dar emana o forță în teren deosebită și întotdeauna era un luptător, era un luptător. Păcat că în lupta asta cu viața n-a reușit să o ducă poate până mai spre târziu. În păcate, vedeți noastră, viața ne oferă și bune și rele. Cel mai bine în viață să-ți ofere mai multe lucruri bune decât cum ce s-a întâmplat azi dimineață. A plecat între noi, între cei mai iubiți antrenori din județul nostru, și antrenor, și om, ca și om. Nu știu ce să, nici n-am cuvinte să vă spun cât de supărați suntem toți din fotbalul târgoviștean. E o veste groaznică și pe acest fond total de nemulțumire din partea societății civile. Iată că am avut o veste îngrozitoare pentru fotbalul târgoviștean de această dată și nu numai, pentru întreg fotbalul românesc, sunt convins, pentru că Nea Tică, așa cum îl cunoșteau prietenii, a fost o mare glorie a fotbalului târgoviștean și a fotbalului românesc. Și a început junioratul la Steaua București, a fost transferat la echipa de aur pe care a avut-o CS Târgoviște și unde de altfel și-a desăvârșit cariera fotbalistică, pe care a continuat-o la nivelul antrenoratului și devenind de altfel convingându-ne, dacă mai era necesar, că este un mare descoperitor și șlefuitor de talente.